Istoria ne arată că de cele mai multe ori dictatura este foarte asemănătoare cu teroarea și pe bună dreptate. Imaginează-ți viața într-un stat în care se speculează că liderul este acuzat de ordonarea multiplor asasinări, inclusiv cea a fratelui său. Dacă asta nu te impresionează, probabil că decizia unui sultan de a condamna la moarte prin lapidare vinovații de adulter și homosexualitate te va pune pe gânduri. Pentru a stabili în care dintre cele două țări este mai bine, vom încerca să înțelegem cum s-a ajuns la situația actuală. Coreea de Nord a respectat ideologia comunistă a fostului URSS și chiar și în prezent este o republică socialistă. Odată cu terminarea celui de-al doilea război mondial, Coreea dorea să își obțină independența apelând la aliații din război, SUA, China, Marea Britanie și URSS. La început, SUA și URSS au ocupat Coreea în mod pașnic, fiecare în câte o extremitate. Cu timpul însă, relațiile dintre cele două mari puteri s-au deteriorat, fapt ce a dus la crearea a două state total diferite. Republica Coreea în partea de sud, stat sprijinit de către SUA și Republica Populară Democrată Coreană sprijinită de către URSS. Ei bine, URSS a pus bazele unui stat monstru, stat pe care îl cunoaștem astăzi drept Coreea de Nord. Fostul ambasador al Marii Britanii din Coreea de Nord, John Everard, explică pe scurt cum s-a ajuns în această situație. A fost creată de ofițerii Armatei Roșii, care păreau să nu aibă nici cea mai mică idee despre formarea unui stat. L-au transformat pe Kim Il-sung într-un lider, dar atunci când au realizat că acesta nu insuflă destul respect public, i-au construit în jur un cult al personalității stalinist, în așa fel încât țara a sfârșit prin a fi condusă de un rege zeu, spre deosebire de regii Coreei de dinainte de ocupația japoneză. Se pare că războiul este una dintre caracteristicile fundamentale ale acestui stat, astfel în 1950, odată ce Coreea de Sud și-a proclamat independența, Coreea de Nord i-a invadat, urmând un război de 3 ani intitulat Războiul Corean, finalizat însă de intervenția SUA. Așadar, în 1953 a fost semnat Acordul Corean de Armistițiu, fapt ce a calmat spiritele între cele două tabere. Totuși, războiul s-a încheiat oficial foarte recent, atunci când Kim Jong-un s-a întâlnit cu președintele sud-corean pentru a semna actele de pace. Acum că am înțeles de unde a plecat totul și cum acest lucru a influențat raționamentul acestui stat, putem discuta despre cel mai vehiculat subiect referitor la această țară. Nu putem ști cu exactitate câte sau ce fel de arme nucleare sunt dezvoltate de Coreea de Nord, însă știm că ele există. Încă din anii 60, nord-coreenii au început să dezvolte arme biologice, fapt ce a dus la conflicte cu Statele Unite, conflicte care încă sunt de actualitate. Kim Jong-un este conducătorul suprem al partidului, statului și armatei din data de 29 decembrie 2011. Nu se știu multe detalii despre trecutul acestuia, există totuși informații cum că ar fi urmat cursurile unei școli din Elveția cu un alt nume. Punând în balanță, istoria statului Brunei este destul de asemănătoare cu cea a Coreei de Nord. În timpul celui de-al doilea război mondial, Brunei a fost sub ocupație japoneză. Odată cu terminarea războiului, Brunei a ajuns sub ocupația Marii Britanii timp de 4 ani până în 1959, când o nouă constituție a fost adoptată, constituție care declara autonomia Brunei drept autoguvernare internă. Totuși, independența deplină a avut nevoie de încă 25 de ani și de o răscoală a Partidului Popular. La 1 ianuarie 1984, Brunei și-a obținut suveranitatea și independența deplină. Bunăstarea statului Brunei este dată de prezența terenurilor petroliere. Acestea au fost descoperite în anii 20, însă nu au fost valorificate până în anii 70. Din acel moment, atât familia regală Bolkiah s-a îmbogățit, cât și locuitorii Brunei. În prezent, autoritatea supremă din Brunei este reprezentată de sultanul Hasan al Bolkiah, încoronat la 1 august 1968. Sultanul este cunoscut atât pentru generozitatea sa, cât și pentru extravaganță. Acesta oferă lunar câteva sute de dolari locuitorilor, atât educația cât și sănătatea sunt gratuite, taxa pe venit este inexistentă, iar fiecărui cetățean îi se oferă un pelerinaj la Mecca. Totuși, aceste avantaje vin cu un preț, legile stricte din Brunei.
Aici legile sunt foarte stricte, cu pedepse pe măsură. Alcoolul, tutunul, adulterul, homosexualitatea, pornografia, drogurile și multe altele sunt strict interzise. Cetățenii din Brunei nu au dreptul la libera exprimare, întrucât le este interzis să spună lucruri rele despre sultan sau familia acestuia. De asemenea, în acest stat nu există alegeri, drept dovadă sultanul este încoronat de mai bine de jumătate de secol. Cu acordul lui Cristian, un vlogger român care a călătorit recent în sultanatul Brunei, vă prezint următoarea întâmplare interesantă extrasă din unul din vlogurile sale. Și băiatul pe care l-ați văzut acum câteva minute, care lucra în apă, la motor, ăia sunt traficanții de tutun care aduc țigări în Brunei. Lucrau la barca aia pentru că o fac să prindă 80 de km la oră. Barca poliției poate să prindă doar 25 de km și nu se poate apropia foarte mult de ei. Deci de aia le tunează acolo și a spus că din insula de unde cumpără țigări din Malaezia și vin pe râu încoace, când se apropie de Brunei, drumul se face foarte scurt, ei își modifică bărcile să le facă înguste. Asta scurt, se face drumul îngust și ei își fac bărcile foarte subțiri și la un moment dat barca poliției nu mai poate să treacă. Și așa aduc băutură, aduc țigări, aduc tot ce vrei tu. Și am văzut pe oameni acolo. Mi se pare incredibil. Deci într-o țară cu niște riscuri atât de mari precum asta. Coreea de Nord are o populație de aproximativ 25 de milioane de locuitori. Regimul comunist pune restricții asupra multor aspecte din viața asiaticilor. De exemplu, aceștia au nevoie de permisiune pentru a călători și, de asemenea, și străinii au nevoie de permisiune pentru a intra în țară. Posturile radio și TV sunt posturi de stat, iar cei care urmăresc posturi străine sunt aspru pedepsiți. Populația acestui stat este în mare parte săracă, una dintre cele mai mari probleme raportate de cetățeni, fiind cantitatea de mâncare insuficientă. Totuși, cetățenii care cer o schimbare conducerii sunt aspru pedepsiți. Populația statului Brunei nu depășește 450.000 de locuitori, iar 94% dintre aceștia sunt indivizi alfabetizați. Brunei este un stat musulman cu reguli stricte și pedepse pe măsură. Alcoolul este interzis, la fel și carnea de porc, contactul fizic cu persoanele de sex opus trebuie evitat, la fel și îmbrăcămintea extravagantă. Economia acestei țări este bazată pe abundența petrolului și pe prețul acestuia. Deși drepturile cetățenilor din Brunei sunt reduse, aceștia beneficiază de șederea într-un stat cu o economie solidă și de un sultan care sprijină buna funcționare a instituțiilor importante. Coreea de Nord este întinsă pe o suprafață de 120.538 de kilometri pătrați. Clima acestui stat nu este prea blândă cu locuitorii, cu ierni reci, veri ploioase și fierbinți. Temperatura medie în ianuarie este de minus 17 grade Celsius, iar temperatura medie vara ajunge la 24 de grade. Relieful este predominant înalt de tip alpin. În perioada anotimpului uscat, în Brunei se înregistrează temperaturi de până la 36 de grade Celsius, în timp ce în perioada anotimpului ploios temperaturile ajung până la 28 de grade. Brunei se întinde pe doar 5.765 de kilometri pătrați pe o câmpie de coastă plată cu munți în est și câmpie joasă în vest. Economia statului Brunei este dependentă în mare parte de exploatarea rezervelor de gaze naturale și petrol. Profiturile din acest domeniu au adus cetățenilor unul dintre cele mai mari venituri pe cap de locuitor din Asia. Mare parte din serviciile din Brunei sunt importate. Bazându-se doar pe exploatarea rezervelor petroliere, fluctuațiile pot influența negativ economia țării. Astfel, începând cu secolul 21, Brunei a început să diversifice economia investind în agricultură, cultură, pescuit, turism și așa mai departe. În Coreea de Nord, economia este influențată de exporturile realizate în industria minieră și sectorul energetic. Din cauza investițiilor constante în dezvoltarea armelor nucleare, Coreea de Nord a avut de suferit. În urma testelor nucleare din 2006, țara a suferit multiple sancțiuni precum prohibiții în investiții, trafic de arme și importul bunurilor de lux, interzicerea importurilor și exporturilor ale unor resurse importante precum cărbune, minereuri feroase și neferoase, petrol, textile, etc.
Punând în balanță, nivelul de trai din Brunei pare mai ridicat, populația pare mai fericită și măsurile impuse de sultan nu afectează în mod direct viața cetățenilor. Situația din Coreea de Nord este discutată de foarte multă vreme, însă atât timp cât factorul principal de concentrare este domeniul armelor nucleare, puține lucruri se vor schimba. Nu miști, da? MA53W1. Am uitat cum începe. Istoria ne arată. Pentru a înțelege în care din... Nu era așa, nu? Da. Cu ajutorul lui Crist... Cu ajutorul? Cu acordul.